singurul lucru aveai de făcut. Unul singur. Tocmai eram pe poziție, dar au ieșit niște oameni din casă. Toma, Toma. Ai grijă să nu fii prins. Să nu fim prinși. De ce? De ce? Eu ar trebui să te întreb pe tine de ce. Că dacă nu te amestecai tu, dacă nu amestecam, eu ne-ai fi ajutat la pușcărie, definitiv. Asta e doar o scuză! Ca să o salvezi pe Adela. Și că tu vrei să mă ajuți? Pe așa ajuți tu? Așa ajuți? Dai pontura anonim ascuns pe la ușă și pormă îmi dezvăluiești secretele, nu? Uite-te bine la mine. M-ai trădat. Nu, Lucian. Ba da. Ba nu, tot ce am făcut, am făcut ca să te apăr. Dar nu trebuie să-mi porți tu de grijă. Ba da, pentru că ești soțul meu. Te-ai folosit de mine ca să rămâi în casa asta. Lucian, nu ascultă-mă. Am vrut să dau vina pe altcineva. Tu? Da, eu. Am vrut să-l prindă pe ăla cu care tot vorbești tu, ca să scapi tu. Dar puteam singur să scap de el. Și atunci de ce nu mi-ai spus, mă, omule? De ce nu vorbești cu mine, ca să nu mai stau să... Pentru că te duci mereu la Adela! Și de asta voi ajut să o omori? Nu. Am vrut să dispară. Ca să fii liberă. Lucian. Adela e însărcinată. Nu vreau să pățească nimic copilul ăla, te rog. Te mai uita așa la mine că nu se te pot refuza. Fac orice. Nu mai las-o pe Adela în pace. Orice, te rog. Orice? Orice. Toma e complicele tău? Bună dimineața. Ai visat urât aseară sau ce? Nu te mai preface, Lucian. Avem toate dovezile. Lucian, nu ascultă-mă! Am vrut să dau vina pe altcineva. Tu? Da, eu. Am vrut să-l prindă pe ăla cu care tot vorbești tu, ca să scapi tu. Eu zic să verificați pușca. Să vedeți amprentele și o să aflați cine a tras. Omul ăla m-a băgat în închisoare. Și eu sunt o victimă ca și voi. Și apoi a lăsat pușca aici ca să mă incrimineze. Minți. Nu e adevărat. Eram cu tine în momentul în care s-a tras. Verifică pușca, verifică amprentele de pe ea. Eu tot am avut de zis. Tom a lucrat pentru tine, nu? Și atunci de ce m-a băgat în închisoare? Nu vezi lucrurile clar. Ești avocat, ce dracu. Omul ăla vrea să se răzbune pe toată familia pentru ce i-a făcut Marta. De unde știi tu ce a făcut Marta? Pentru că mi-a zis ea. Și n-a fost greu să fac legătura, e evident. L-am pușcat pe bebe pentru că avea legătură cu cazul pentru care a fost dat afară. Și Adela i-a vrut să-i facă rău ca să o pedepsească pe Marta. Și tu n-ai nicio legătură cu el. Ce convenabil. Incredibil. Incredibil cum în ziua de azi poți să mor cu adevărul de gât. Și să nu te creadă nimeni.
Da. Da, acum pot să vorbesc, tot în regulă. Da, da, da. Totul s-a rezolvat, da? O să scapi. Foarte bine. Deci, suntem chit. O să fie chit, nu o să-i legi. Dacă nu, o să spun că tu ai tras în Andreea. Știi că nu-mi place să oamenii, da? Pe asta m-am și ocupat de senator. Eu cred că mi-a făcut datoria cu vârf și îndesat. Clar. Mai întâi vreau să vă căiesc de aici, așa cum ai promis. Și nu uita. Dacă se întâmplă ceva, amprentele tale sunt pe pușcă. Asta m-am și ocupat de Lascu. Știi că a fost la un pas să ceară amprentele tuturor polițiștilor. E foarte bine ți-a făcut, pentru că ai vrut să mă incriminezi pentru faza cu pușca. O să se mai întâmple. Zi bună, domnul procuror. Tot la muncă, la birou? Ce să fac, mă, Toma? Uite, mă, fac și eu util. Cum pot? Ți-am adus și o cafea. Ai pus două cupuri de zahăr? Da, chiar am pus două cupuri, dar să le amestec. Să amestec așa tu puțin. De ce ai depus, Toma, plângere împotriva mea? Bună. Despre ce vorbești? Recunoști. Din cauza ta am fost suspendat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Toma, recunoaște că tu i-ai spus procurorului șef că eu am o relație cu Delia. Păi da, i-am spus pentru că ai o relație cu ea, pentru că nu mai ai mintea limpede. Ancheta trena, se ducea dracu de răpătut. Iar Delia se folosea de tine. Mamă, dar ce bine mă cunoști. Mă bucur că ai învățat ceva din chestiunea asta. Foarte bun.